vineri 4 septembrie de la ora 19:45 pe stadionul Transil din Târgu Mureș. Reprezentativa Under 21 a României va întâlni Bulgaria într-un joc contând pentru preliminariile Euro 2017. Câștigătoarea grupei se va califica direct la turneul final, iar cele mai bune 4 din 9 ocupante ale locurilor secunde vor disputa un play-off pentru a decide ultimele două selecționate care vor merge la Euro 2017 din Polonia. Reprezentativa Under 21 a României a început luni 31 august la Târgu Mureș pregătirea pentru cele două meciuri din preliminariile Euro 2017 cu Bulgaria și Armenia. Pe 4 septembrie la ora 19:45 pe stadionul Transil din Târgu Mureș, tricolorii U21 vor întâlni selecționata similară a Bulgariei, iar pe 8 septembrie de la ora locală 19 la Erevan, jucătorii antrenați de Cristian Dulca vor juca împotriva Armeniei. Pentru aceste două jocuri din preliminariile campionatului european din 2017, ce va fi găzduit de Polonia, au fost convocați următorii jucători. Portari: Valentin Cojocaru de la FC Steaua București, Laurențiu Brănescu de la Omonia Nicosia. Fundași: Robert Hodorogea, Bogdan Mitache, ambii de la FC Viitorul, George Miron de la FC Botoșan, Ionuț Nedelceanu de la Dinamo, Deian Boldor de la Virtus Lanciano, Mihai Bălașa de la Crotone, Cristian Manea de la Muscron. Mijlocași: Dragoș Nedelcu, Florin Tănase, Răzvan Marin, toți de la FC Viitorul, Ovidiu Popescu de la ACS Poli Timișoara, Alexandru Poun de la CFR Cluj, Dorin Rotariu de la Dinamo, Alexandru Mitriță de la Pescara, Sorin Tăbăcariu de la Ceahlăul. Atacanți: George Pușcaș de la FC Bari, Alexandru Tudorie de la FC Steaua București și Andrei Ivan de la CSU Craiova. Din lotul lui Cristi Dulca a făcut parte și Claudiu Bumba, însă acesta a ajuns până la urmă în lotul primei reprezentative. Câștigătoarea grupei se va califica direct la turneul final, iar cele mai bune 4 din 9 ocupante ale locurilor secunde vor disputa un play-off pentru a decide ultimele două selecționate care vor merge la Euro 2017 din Polonia. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile din sport. Sunt Marcela German și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!